Vai, lumea în jur, oameni suntem, trebuie să gândim, să ne înțelegem, să simțim, să avem grijă unii de alții. Ok, oameni suntem, oameni sunteți. Nu mai suntem oameni, nu mai sunteți oameni, da? La bază, ok, 3D-ul, omenescul din tine și mag. Și ești mag. Și cu asta am zis tot. Ia uite ce frumos. A și ieșit. Și Higher Priest. Ia uite. Nu mai gândi ordinar, nu mai gândi ca și da, un simplu muritor de rând, pentru că nu mai ești. Orice problemă, orice deranj energetic, orice simți, da? Gândește și rezolvă dincolo de forme. Încearcă să exersează dacă nu iese din prima. Nu, important e să simți, să simți la un moment dat, atât, să fie un ăsta e energetic, știi cum e? E sub centură la tot ce te deranjează. Încă o dată, nu gândi formic, gândește energetic. Concret, bun, concret, concret mi-a zis, să te-am auzit, concret. Stai de vorbă cu cineva, da? Și, domnule, nu pot, nu suport omul ăsta, nici în 3D nu l-am suportat, nici în 4D, nici nu cred că o să-l suport nici în 18D. Știi ce zic? Nu te gândi la om concret. Ștergi cu radiera conturul formelor și lasă doar o pată superbă energetică. Nesuperbă. Ok, nesuperbă energetică. Bun? Gândește dincolo de forme. Sparge forma în gând și gândește, stai de vorbă ca de la energie la energie. Știi cum se spune? Ca de la om la om, să ne înțelegem, da? Nu te poți înțelege. Regroup, restart și gândește dincolo de... Da? Nu mai se șterge. Plutura așa a apărut. Ce tare. Din asta de... Nocturn. Bun. Stai locul. Ai înțeles ce am zis? Dincolo de forme. Nu atât să dansezi cu așa ceva în gând, ca idee mental, ci să ai un știi, pe o clipă. Dincolo de forme. Și când ai zis asta, nu te mai deranjează în halul ăsta omul concret care era în 3D, da? E un fel de, domnule, e o, da? Energetic ceva acolo care trebuie pur și simplu de înțeles. Da? De înțeles. Și la nivelul de înțeles se întâmplă alchimie în câmpul tău energetic. Așa transformi tu. Vezi mai departe cum, bine, nu vezi imediat în clipa aia transformările, dar înțelegi pe unde ești, da? O să înțelegi, nu e pur și simplu și, da? Fel de ți-a picat fisa, da? Da. Ai urcat pe cal și ai plecat și nici atingi săgețile în stânga și în dreapta, da. Ai răsturnat virusul din biosoftul tău energetic care te tot deranjează din când în când. La donna in red. Ai răsturnat, da? Ok. Bun. Asta vreau să zic.